Campionilor, fără dar și poate, aceasta, din punctul meu de vedere, este cea mai eficientă protecție de disc față sub 100 de euro. Înainte să vă arăt despre ce este vorba, haideți pentru început să demontăm roata față. Cheie de 10, Milwaukee. Pentru montarea protecției este necesară demontarea roții față. Personal utilizez axul pentru a scoate afară distanțierul, deoarece nu vom mai avea nevoie de el. De ce spun că protecțiile de la Sycra pentru discul față sub 100 de euro sunt cele mai bune? Am utilizat Acerbis, am utilizat originale KTM, am utilizat încă vreo două variante din China și toate, din păcate, în momentul în care era foarte frig afară, minus 15-16 grade, noi ne dăm la minus 15-16 grade, ele se fisurau, deveneau casante. Ei bine, cu Sycra, 3 ani de zile aproape, nu am avut nicio problemă, a protejat perfect discul, nu l-am îndoit niciodată și încă funcționează pentru al 4-lea an. Ce este important de știut este că protecțiile vin în două elemente separate, vine plasticul și vine ghidajul sau suportul care este încorporat cu distanțierul. Acesta este motivul pentru care am scos distanțierul pe partea discului afară. Rapid un unboxing. Nu avem ce face cu partea aia, cam așa arată. Este complet din plastic, undeva la 175 de ron la momentul videoului. Produsele amândouă le găsiți la Nordica Moto, utilizând voucherul Transilvania Enduro, aveți un discount de 10%. Plasticul acesta ușor se desface mai greu datorită capsei. Înăuntru avem distanțierul, suportul și 3 șuruburi. Șuruburile recomand la montaj să utilizați Loctite albastru. Pentru că întotdeauna cei de la KTM au lipsă în stoc de vaselină, prefer să utilizez Bel-Ray Waterproof să umplem cavitățile lăsate lipsă de inginerii care se ocupă de asamblarea motocicletelor. Procedura de montaj este una foarte simplă. Îl fixăm și ușor facem o presiune. Este deja intrat. Utilizăm tot așa Milwaukee, un imbus de 3. Fixăm și ultimul șurub. Cupluri de strângere nu avem, dar având în vedere că am pus Loctite, am încredere că nu se vor desface. Cam asta este montajul complet a protecției discului față de la Sycra. Pentru că foarte, foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, Vio, cum se aliniază roata față? Cum se centrează roata față? Cum se reglează roata față. Eu prefer termenul de a alinia. Aveți nevoie de o cheie de 10, o tubulară de 10 și după ce piulița principală ați strâns-o cu cheia de 17, desfaceți toate șuruburile de la jambă. Dacă observăm în secțiunea aceasta, piulița nu a intrat complet. De fapt, este vorba de axul. Axul nu a intrat complet. Ceea ce se întâmplă în momentul în care o destrângem, suspensia s-a aliniat. Teoretic este suficient atât. Acum le strângeți înapoi. Dacă suspensia nu a revenit în partea maximă a axului, ceea ce trebuie să face este să apăsați de mai multe ori frâna, rotim roata față și frânăm brusc. În felul acesta, suspensia 100% se va alinia pe ax. Iar la sfârșit, doar strângem aceste șuruburi
Și în felul acesta, în partea de sus și la carene, roata este complet aliniată. Roata și protecția discului față sunt complet montate, roata este centrată, discul... Roata și protecția discului față sunt complet montate. Ce este important de menționat este faptul că avem un spațiu suficient pentru demontarea etrierului în cazul în care este necesar fără a lua jos roata de pe furcă. Aspectul este unul, din punctul meu de vedere, foarte, foarte bun. De aceea, nu uitați, găsiți protecțiile acestea în stoc la Nordica Moto cu un discount de 10%, folosind voucherul Transilvania Enduro.